Doamne ajută iubiți credincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune de drumuri spirituale. Volumul 3 din Ne vorbește Părintele Arsenie Papacioc. Am înțeles câte ceva despre taina iubirii, ceea ce trebuie să facem noi în împlinirea rostului pe care îl avem, rostul de a-L iubi pe Dumnezeu. Ăsta este rostul pentru care Dumnezeu a făcut lumea toată și pe om cunună a lumii, a întregii sale creații, pentru a avea cu cine să comunice iubirea, să dea și să primească. Una dintre cele mai înalte forme de viețuire, din două de altfel, unii o consideră și mulți înclinăm să credem că ea, călugăria pentru jertfa pe care o presupune, este în altă formă de manifestare a iubirii față de Dumnezeu. Despre aceasta vom vorbi, iată, vom înțelege câte ceva din cele spuse de Părintele Arsenie Papacioc. Înainte de a intra în subiect, vreau să vă semnalez două lucruri foarte importante în seara aceasta la ora 18, la Casa de Cultură, va avea loc o discuție tare interesantă între unul dintre cei mai mari oameni de televiziune din ziua de astăzi și unul dintre cei mai înțelepți oameni ai României. O să vă las să descoperiți. Subiectul va fi de ce este necesar referendumul. Dacă cineva are încă vreo nelămurire pentru ce este necesar referendumul, Pavel Chiril, am spus, da? Academicianul, omul de mare gândire și mare simțire, va fi intervievat și va răspunde, iată, începând cu ora 16, într-un interviu în fața auditoriului lărgit din Casa de Cultură, despre necesitatea referendumului. Vă îndemn să mergeți și să, chiar dacă sunteți lămuriți, veți avea multe de învățat și poate de dat mai departe și altora. Noi revenim la despre călugărie. O primă întrebare adresată părintelui Arsenie la acest subiect este: Părinte, este bine să îndrumăm pe cineva la călugărie? Întrebarea pusă chiar de un călugăr, nu? Este bine să le explici marea valoare a vieții de mănăstire și să-i lași să mediteze singuri, ca atare să-și ia singuri decizia. Un răspuns cât se poate de clar, de limpede, însă cel care a pus întrebarea probabil că vrea mai mult și insistă întrebând așa. Sunt unii care nu pot lua hotărârea singuri. Așteaptă să le zici tu, hai, du-te la mănăstire. Da. Păi, nici nu trebuie. Acesta este un uriaș drum pe cont propriu. Când zice, mă duc, și nu mă duc, înseamnă că nu este bun de mănăstire. Când i-a venit focul, a luat inima foc și fuge încotro, îl cheamă inima. Un frate a vrut să se ducă la mănăstire. Avea și o viață îmbunătățită. Avea și avere. A vândut-o, și-a făcut bocceluța și a plecat. Când a ajuns la marginea satului, și-a adus aminte că mai are de pus la punct o chestiune. Și s-a întors, a mai stat o bucată de timp. Vă spun, când te-ai hotărât să te duci la mănăstire, o te mai uita înapoi.
Dracul este în stare să aranjeze toată lumea pe pământ, să o angajeze toată lumea de pe pământ, să te întoarcă. Și dacă te-ai întors, face orice să te scoată din mănăstire. Așa de mare este monahismul, încât iată stârnește toată lupta cu multă asiduitate din partea diavolului. Iar și-a făcut bagajul, iar a ajuns la marginea satului și era uitat ceva nefăcut acasă. Și s-a întors din nou. Și la marginea satului s-a dezbrăcat în pielea goală. A aruncat totul de pe el și fugi înainte la mănăstire. Ați văzut, dracii? Dumnezeu i-a descoperit starețului ca să deschidă porțile mănăstirii pentru atletul lui Hristos. Starețul aștepta și el să vadă și când a văzut, vedeți, se aprinsese inima în el. Deci nu se poate să vină cineva cu mă duc și nu mă duc. Vă spun, la mănăstire se duce numai dintr-o necesitate sufletească, dintr-o nebunie pentru Hristos. Dacă nu e, începi ispitele mănăstirii și nu rezistă fratele respectiv. Este fix la fel cu momentul când ai înnebunit pentru soția sau soțul tău. Acea nebunie minunată care te-a prins atât de tare la minte și la inimă încât nu mai e pace până când nu te însori sau nu te măriți. Uitați-vă bine la tinerii care vor să se căsătorească din rațiuni sănătoase. Parcă nu mai au răbdare. Am indus că ar fi și rațiuni nesănătoase, știu. Și așa este, din păcate. Sunt unii care se căsătoresc că vor să scape de viața de până atunci, că vor să aibă altfel de viață, dar nu că li s-a prins inima și mintea de un om. La fel și cu Hristos. Ți s-a prins inima de Hristos. Nimic nu te mai poate opri. Nici grijile și datoriile față de lumea aceasta. Nu te mai iei înapoi. Și călugărul din exemplul dat de părintele nu că s-a dezbrăcat de haine, doar. Poate că s-o fi dezbrăcat chiar fizic de haine. Și chiar și așa fiind, poate că la momentul în care s-a dezbrăcat de haine, de fapt s-a dezbrăcat de toată lumea. N-a mai vrut să mai aibă ceva legat de lumea aceasta. S-a dat pe sine, s-a predat pe sine gol, goluț, ca un prunc proaspăt născut tatei starețului, care să lucrească în, cu și pentru Hristos. Asta trebuie să urmărească cineva, pentru că sunt un soi de ispite extraordinare cărora nu le reziști ușor, ci doar dacă ai plecat cu focul în inimă. Câte încercări n-are tânărul care vrea să-și organizeze nunta? Câte ispite, câte încercări, nu? Și la mănăstire sunt veniți neformați, needucați și depinde și de motivul inițial din care au plecat. Nu se merge la mănăstire dintr-o înaltă rațiune, știind că este foarte bine, gândind că este foarte bine, înțelegând cât este de bine,
ci dintr-o necesitate sufletească. Inima simte nevoia, nu că rațiunea înțelege binele. Foarte mult urăște Satana mănăstirile. Numai faptul că stai aici, în mănăstire, nu-i convine dracului. Aici, fratele sau călugărul se mai adaugă, se îmbunătățește, crește, duhovnicește. Ca o găină care stă pe o grămadă de grâu și nu are cum să moară de foame. Mai ciugulește și ea câte ceva. La mănăstire faci întâi de toate act de tăiere a voii. Ne numim părinți și mai aici, pentru că ne naștem pe noi înșine prin tăierea voii. Deci suntem părinții propriilor noastre nașteri. Puțin lucru este să slujești lui Dumnezeu și Maicii Domnului toată viața? Nu până la pensie. Un pai, dacă ridici de jos pentru Hristos, îl ridici. Tot ce faci în mănăstire are acest sens. Nu faci nimic pentru tine, pentru că tu îmbrățișezi sărăcia de bunăvoie. Tot ce faci, faci pentru Hristos. Un pai, dacă ridici de jos pentru Hristos, îl ridici. Primești plată. Puțin ozon divin vine peste cel din mănăstire. Noi trăim prezentul. Și dacă trăim prezentul, recuperăm din greșelile trecutului și cucerim de pe acum viitorul. Noi trăim momentan, nu am grijă ce voi mai face mâine. Dacă trăiesc astăzi bine și mâine, este harul lui Dumnezeu peste noi cu siguranță. Astăzi am trăit bine, mâine trăim iar bine. Deci, problema unei zile este problema unui timp foarte îndelungat. De asta m-a făcut să spun orice clipă înseamnă un timp. Și orice suspinare poate fi o rugăciune. Înseamnă și poate fi. Înseamnă este enunțul unei certitudini. Orice clipă înseamnă un timp. E un timp, e o unitate de timp, clipa aceea destul de mare în care poți să-ți salvezi chiar sufletul. Și timp lângă timp, clipă lângă clipă, valorificată astfel, este un timp bine folosit. Dar ca să fie folosit, orice suspinare a ta trebuie să fie o rugăciune ca să fie folosit cum trebuie timpul acela. Pentru că nu orice suspinare poate fi o rugăciune. Tu trebuie ca suspinurile tale să le faci rugăciuni. L-ai văzut pe Cutărescu că a făcut vreun păcat și ai zis, of, s-ar putea să fi greșit foarte mult atunci. Și chiar să ți se spună la un moment dat unde să fie dus acel suflet, la rai sau la iad. N-ai să poți duce greutatea osândirii celui pe care te l-ai osândit. Nu-ți dai seama de ceea ce faci când osândești. Dar dacă ai suspinat din iubire pentru fratele care a greșit. Și ai zis, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și în acel noi l-ai băgat cu toată inima, cu toată dragostea. Și te-ai rugat pentru el. Asta va rezolva mult. Mare problemă avem
Când suntem tineri, când suntem copii, ne judecăm părinții. Când suntem părinți, ne judecăm copiii. Copiii la rândul lor, judecându-ne pe noi. Acum, ce facem cu bunicii pe care i-am judecat când au fost părinți? Ne judecă în continuare ei pe noi ca și copii și pe ai noștri nepoți? Sau înțelepțindu-se, vor zice, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi. Și se vor ruga pentru ei, pentru noi și pentru ai noștri. Asta trebuie să înțelegem ca și manifestare a tainei iubirii. Nejudecată iubirea, răbdarea și rugăciunea. Nejudecata ca să fie iertarea desăvârșită, nu? Chiar dacă cineva îți greșește, acum îmi vine în minte, știți că mi-a greșit. Deja ești într-un păcat. În virtutea celor spuse mai devreme și în emisiunea trecută, atunci când constați că cineva ți-a greșit, ești deja într-o buză de păcat, să spunem așa, de prăpastia păcatului. Nu consider că ți-a greșit. Duhovnicește vorbind, dacă a greșit acela, constați că și-a greșit ție și lui Dumnezeu, nu ție. Chiar dacă acțiunea lui este vădită, îndreptată asupra ta. Și atunci, din iubire și din profundă înțelegere a lucrurilor, suspinul tău să fie neapărat o rugăciune pentru tine și pentru el, pentru tine să te întărească Dumnezeu și pentru el să-l înțelepțească și să-l ierte, bunul Dumnezeu neabdicând de la iubirea pentru el. Și atunci reușim să ne ridicăm. Este ceea ce lipsește lumii de astăzi. Din cauza aceasta, am ajuns să fim total nemulțumiți unii de alții de tot ce este în jurul nostru. Pentru că ne judecăm, ne osândim, nu ne iubim, nu ne iertăm și nu ne rugăm unii pentru alții. Dacă am face lucrul ăsta, am salvat toată lumea. Nu că ne-am salvat doar sufletul nostru, dar am salvat lumea toată. Am salvat lumea toată de toate pericolele. Nu mă gândesc doar la pericolul neînțelegerii lucrurilor care planează în toate chestiunile. Am avut ieri, după emisiune, două situații. Cineva care mi-a mulțumit pentru faptul că m-am bucurat că a înțeles în urma emisiunii că nu se poate ca prin referendum să se introducă și alte modificări în Constituție, cu niciun chip a înțeles acest lucru din emisiunea de ieri. Și altcineva care, nevăzând emisiunea, m-a întrebat pentru ce este necesar. Și l-am întrebat. Zic, te gândești că de fapt există lege în România care stipulează că într-adevăr familia este formată din, este întemeiată prin unirea liber consimțită dintre un bărbat și o femeie? Da. Da. Este o idee pe care cineva, iscusit foarte, a aruncat-o pe piață, să spunem așa, ca temă de reflexie a multora, spre a-i zădărnici de la mersul la referendum. Și asta este o tactică foarte periculoasă. Nu o să le iasă cu ajutorul lui Dumnezeu, cu siguranță, pentru că oamenii au înțeles că este nevoie de a participa la referendum. Pe de altă parte, acest demers de zădărnicire nu este întemeiat.
pentru faptul că și am povestit și mai spunem încă o dată, cum am spus și ieri, chiar dacă în codul familiei este stipulat acest lucru, unirea liber consimțită dintre un bărbat și o femeie, care se numesc soți, este un cod al familiei, un cod, o adunare de legi cu un specific anume, în ce privește familia, codul familiei. Acest cod care este tot timpul la îndemâna Parlamentului și care, nefiind într-un acord 100% cu ceea ce spune Constituția despre familie, unirea liber consimțită dintre soți, nefiind specificat acolo clar că e bărbat și femeie, ar putea a fi amendat codul de către Parlament la un moment dat și aruncat în derizoriu totul. Pentru a garanta în forma în care este acum acest cod al familiei, în care se stipulează clar că e vorba de bărbat și femeie, iată o lege în vigoare care este ignorată puțin deja în România și riscă subversiv să fie dată la o parte și neconsiderată, în loc să facem ce trebuie, să batem în cuie pentru totdeauna prin această stipulare în Constituție, noi ne lăsăm conduși de răuvoitori, crezând că este un demers inutil și cheltuitor de bani, cum spun rău gânditorii, răuvoitorii acestui referendum despre acest demers național. Să fim mândri că suntem români, în sensul bun al cuvântului. Și să ne vedem de această demnitate și de această responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Numai decât. Da. Păi, poate veni gândul să pleci la mănăstire ca să fugi de lupta pe care ți-o dă lumea aici? Păi nici nu te primește mănăstirea dacă te duci cu gândul ăsta, că vrei să scapi de lupta din lume. Nu ești primit pentru acest motiv la mănăstire. După ce ai biruit totul, atunci vii la mănăstire. Dacă nu ai reușit acolo, în lume, aici, în mănăstire, cum poți să biruiești? Spune Mântuitorul, dacă eu vă spun niște lucruri omenești și nu le pricepeți, cum o să pricepeți dacă v-aș spune lucruri cerești? Cât de lămuritor e această referire la cuvântul Mântuitorului Hristos. Omenire, om în lume este omenesc, om în mănăstire este ceresc. Dacă eu vă spun niște lucruri omenești și nu le pricepeți, cum o să pricepeți dacă v-aș spune lucruri cerești? Eu, vorbește părintele Arsenie Papacioc, zice, sunt plecat de vreo 50 de ani. Sunt extrem de mulțumit. Mi-e frică să spun că sunt fericit, dar spun ce-aș fi făcut eu în lume. Făcusem ceva arte ca să-mi arăt talentele, dar toate aceste lucruri nu aveau niciun fel de sămânță de viitor, decât satisfacții de moment. Problema care se pune este ca, în fiecare zi, să putem cuceri veșnicia. Asta este idealul. Aveam gândul să ajung ceva în viața mea, profesor. Dar acesta nu era un ideal, era un scop omenesc. Idealul este să slujești la ce e mai înalt posibil. Dacă tu nu știi că slujești lui Dumnezeu, care e veșnic, ai să te împotmolești. Trebuie să fii neapărat atent.
Stai, că ăsta nu ține de veșnicie. Asta nu o fac, dacă nu ține de veșnicie. Dacă vii la mănăstire, puțin lucru este, bucurii vei avea pentru că bucuri pe Dumnezeu cu poziția ta toată viața. Avem noi motive să fim bucuroși? Că zice Sfântul Ioan Carpatiul, să nu mai fericiți pe nimeni, călugărilor, numai pe voi să vă fericiți. Și deci intri la mănăstire. Dacă intri la mănăstire, ferească Dumnezeu să nu mai stai. Cazi anatemă. Intrarea la mănăstire este intrarea în rai, iar ieșirea de la mănăstire este plecarea din rai. Așa vedea Arsenie. Și așa au văzut toți cei care au făcut călugăria spre mântuire. Pentru ei, mănăstirea era raiul. Și se străduiau să lucreze raiul. Și să nu-l părăsească. Când m-am dus la mănăstire, era iarnă, iar la Cozia se făcea vecernia în trapeză. Și m-a pus, pentru prima dată, începător, m-a pus să citesc catisma de la vecernie. Și am început să citesc. Am citit. Un părinte, Gervasie. Ascultă, frate, angele. De unde știi să citești? Pentru că el nu știa carte. Eu așa m-am născut, părinte. Nu știu de când. M-am umplut de mare folos. Și am stat de vorbă cu un domn mult mai târziu care dorea să facă niște mănăstiri după placul lui, nu după tradiția noastră creștin-ortodoxă, care au înțeles-o foarte puțin. Domnule, și am spus întâmplarea cu Gervasi. Uite cine a ținut monahismul. Neștiutor de carte. Care era un mare trăitor în inima lui. Și trăia monahismul întreg prin el. Și acum îl pomenesc pe Gervasie ca un mare exemplu care mi s-a dat, deci, ca un mare învățat. Pe mine nu mă interesa să cunosc tipic și la inimă nimic. Pe mine mă interesa să intru într-o permanentă legătură cu Dumnezeu. Asta ar fi, în două cuvinte, motivul pentru care se merge la mănăstire. Și capcana în care pot să cadă unii gândind că mergerea la mănăstire îi salvează de diferite greutăți. Culmea este că perspectiva asupra celui care a plecat la mănăstire în lumea din care pleacă, cam aceasta este. Acum poate să fie bazată pe atitudinea celui care a plecat. Și să fi plecat el datorită unor nemulțumiri și supărări pe această lume și pe cei din lume, și să fi fugit de aceea, lucru atât de vizibil celorlalți, încât, iată, așa percepând, așa judecă oamenii. Și atunci, problema mare este nu numai că nu vei rezista în mănăstire, ci ai și smintit pe unii care, din pricina comportamentului tău, văd
că nu-i bun drumul pe care ai apucat tu. Și atunci vor considera că altul, dacă va avea vreodată să plece la mănăstire, tot greșit ar fi pentru acela. Este atât de greu. Sau se poate întâmpla ca, văzând pe unul plecând la mănăstire, acela plecând cu adevărat din aprindere, din nebunia pentru Hristos, luptându-se cu sinele și rupându-se de cele din lume, și oamenii, înțelegând limitat sau greșit lucrurile, văd că acela a plecat tot așa din vreo dezamăgire, așa înțeleg ei, nefiind acesta adevărul, în această situație, așa fiind, cineva la un moment dat, Dumnezeu să-l ierte ca și murit cel la care mă gândesc, avea un corect de servicii. Da. Avea un coleg de servici, postitor, rugător, mergând duminica la liturghie, dând destul de multe sfaturi colegilor lui atunci când îi se cereau, nu când considera el. Toți știau că el e pocăitul, el e ăla care merge la biserică, el e postitorul, el e rugătorul. O spuneau unii cu apreciere, alții cu mai puțină apreciere, dar știau cum este. Oricum, iubit de toți, pentru cumințenia lui, pentru starea lui pașnică, iubitoare, colegial, toți îl iubeau, îl prețuiau în feluri lor și mai cerau din când în când câte un sfat. Păi uite, vrea nevastă mea să facă sfeștanie în casă. Ce trebuie să facem? Și el îi sfătuia. Mă zic că e bine să ne povedim, să ne împărtășim măcar altă pe an, uite, vine Paște, ce trebuie să facem? Și uite așa, puțin câte puțin, evangheliza la locul lui de muncă. Acesta a plecat la mănăstire, colegul lui l-a judecat, l-a osândit, a zis că a plecat așa să se rupă de lume, că e nemulțumit de lume, că la un moment dat, respectivul și-a schimbat meseria, a devenit șofer. Imediat după Revoluție a avut autocarul lui și a cumpărat un autocar cu care a început să facă pelerinaje prin mănăstiri. Și la un moment dat, cu mașina plină, a ajuns la mănăstirea unde plecase colegul său, este văzut, observat, salutat cu toată bucuria de către colegul pe care el nu l-a mai recunoscut pentru că îi crescuse barbă, trecuseră și ceva ani peste ei, peste amândoi, însă diferența dintre cel de acum și cel de atunci când a plecat colegul la mănăstire era mai puțin vizibilă decât cea dintre călugărul de acum și colegul de odinioară. Și părintele se apropie de fostul lui coleg și îl salută cu multă bucurie, cu frățietate, cu o bucurie nespusă că l-a revăzut. Și când a văzut cu câtă bucurie, l-a salutat, l-a îmbrățișat, l-a binecuvântat, l-a primit, l-a omenit, l-a cadorisit. Început să plângă. Și plângea într-un hohot de nedescris. Și spune părintele, dar de ce plângi? Liniștește-te. A avut răbdare cu el, s-a liniștit. Dacă ai ști cât te-am spus despre tine când ai plecat, despre dumneavoastră, părinte, mă iertați, nu e o problemă, zice. V-am judecat. Am zis vorbe rele. Dumnezeu știe. Și a început să plângă din nou. Dumnezeu știe ce am spus. Mi-e rușine, părinte. S-au dus într-un colțișor de biserică. Acela s-a așezat în genunchi și a spus tot.
Nu doar ce spusese despre părintele, toată viața lui. S-a spovedit. Mai și s-a ridicat așa ca un fulg și cu o față luminată. De parcă cum se născuse. Și așa era. S-a bucurat, a dat slavă lui Dumnezeu și a înțeles multe atunci. Multe de tot. Vedeți cum respectivul părinte a fost părintele propriei sale nașteri duhovnicești, cum spune bine părintele Asenie Papacioc. Dar iată, puțin câte puțin, părinte al nașterii multora. Aceasta este, spune, paternitatea călugărului care se naște și naște pe alții duhovnicește. Cu condiția ca acest lucru să fie făcut în cu și pentru Hristos. Să fi fost făcut nu din ambiții sau din fugi, ci din iubire desăvârșită și dintr-o necesitate sufletească. Cum foarte frumos spune Părintele Asen. A simțit nevoia aceasta de a fi călugăr în adâncul inimii sale. Da. Dacă am putea înțelege aceste lucruri, mult am câștigat. Și cred că putem să le înțelegem. Putem să le înțelegem pentru că suntem asemeni lor, oameni. Ce schibonosește înțelegerea? Ori rea o voință, ori rea o credință, ori ignoranță. Când crezi cu adevărat în Hristos, când vrei să fii cât mai aproape de Hristos și când te stăduiești să descoperi aceste lucruri, chiar dacă n-apuci drumul călugăriei, înțelegi călugăria ca un mare mod de a viețui în Hristos. Chiar dacă tu nu ți-l apropiezi, dar prețuiești la ceilalți. Și deja un bun început. Călugărie există doar în mănăstire. După cum mântuire nu poate să existe decât doar în biserică. Doar în Hristos. Și în biserica sa. Extra ecclesia, nulla salus. Acest dicton latin din începuturile creștinismului mărturisește tare frumos că doar în biserică ne putem mântui. În afara ei, fără Dumnezeu, nu există mântuire, fără mărturisirea și viețuirea încu și pentru Hristos pe care, iată, biserica ne-o conferă. Așa și călugărie nu există afară de mănăstire. Este foarte precis la acest cuvânt. Părintele Asenie Papacioc consideră și bine spune acest lucru că nu există decât două moduri de a viețui plăcute lui Dumnezeu, călugăria și căsătoria. Deși există vorbire despre o idee neîntemeiată, anume călugăria albă. Stare de împărțire, cumva, în lume trăind aproximativ ca un călugăr viețuind, e o stare pe care Părintele Asenie o numește, după cum ați auzit în emisiunile anterioare, când am atins acest subiect, o stare de bălos. O stare de n-ar mai fi. Știți? Faptul că un om apucă hotărât pe unul din cele două căi consacrate, fiecare cale cu frumusețea ei, fiecare cale cu greutățile ei, cel care zice că vrea să îmbrățișeze călugăria albă este un comod. Pentru că fuge de greutatea familiei. Responsabilitate față de soție, față de copii, față de întreținerea casei și toate cele. Greutatea crucii căsătoriei. Și fuge și de jurământul călugăriei.
și de sărăcia de bunăvoie, de ascultarea necondiționată și astfel, fugind de voturile călugăriei și castitatea, da? Sărăcia de bunăvoie, ascultarea necondiționată și castitatea, să spunem greutățile crucii călugăriei, una din ele sau două din ele sau toate, poate toate trei, fiindu-i greu să le depună ca voturi, ca și jurăminte, stă într-o stare de-asta amestecată. Nu dobândește mare lucru. Nu reușești. Pentru că ești un fricos, pentru că nu-ți asumi, pentru că nu te jertfești. Știți? Fie una, fie cealaltă sunt căi de jertfă. Aceasta, amestecată, e o cale fără de jertfă și atunci, fără jertfă fiind, nu ai răspuns, nu ai răsplată, nu ai răsplată, am zis bine, nu ai răspuns. Nu uităm, iubiți români, iubiți creștini, iubiți oameni, că săptămâna viitoare, la finalul ei, suntem chemați să ne arătăm cât suntem de oameni, cât suntem de întregi la minte și la simțire, cât suntem de binevoitori pentru noi și pentru cei de după noi. Va trebui să mergem la referendum și să răspundem acolo dacă vrem sau nu firescul familiei. Familia să fie întemeiată prin liberul consimțământ dat de unire între o femeie și un bărbat, sau îi lăsăm pe cei care consideră altfel să facă după gândirea lor. Vom vorbi acest subiect mai pe larg și sper și mai lămuritor în emisiunea de marți. Vă invit să urmăriți numai decât, pentru că atunci voi avea invitat în studio pe înalt preasfințitul părinte dr. Teodosie Petrescu, arhiepiscopul Tomisului. De abia aștept. O să avem cuvântul ierarhului și nu numai, binecuvântarea lui de a face cele plăcute lui Dumnezeu și de folos omului. Asta se va întâmpla marți, iar luni îl aștept cu nerăbdare pe părintele Iustin Petre. Ne vedem săptămâna viitoare. Astăzi nu uitați, cei care puteți, la ora 18, să mergeți la Casa de Cultură din Constanța, să înțelegem pentru ce este necesar referendumul din interviul pe care îl va acorda Pavel Chirilă. Să ne fie de folos, Doamne ajută, iubiți credincioși!